Cu ce ai venit astăzi până la Romexpo? Cu bicicleta, dacă mai e, acolo e, o văd prin gard, știi? N-a luat-o, acum, bine. La câți bani costă, n-avea 5 soia, că nu... Nu, cu bicicleta ați venit, da. Fentezi traficul sau vrei să te menții în formă, cum să zic? Sau ești cu ecologist? Dacă vrei toate la un loc, dar mai mult mă enervează să stau în trafic, știi? Că aveam o discuție, am avut un schimb de replici pe Facebook legat de chestia asta, nu mai știu cu cine. A, cu Costi Mocan, care avea lansat o idee decentă și bine argumentată despre bicicliști, știi? Și am zis, mă, gândește-te că un biciclist în trafic înseamnă o mașină mai puțin. Deci, până la urmă, aici e. Mai ales că am observat că chiar dacă s-a scumpit benzina, în trafic sunt mașini cu doar șoferul. Nu sunt niciodată pline, ca să zici că așa. Oamenii știi cum e. Fiecare își duce viața cum vrea. N-am... Adică traficul e din ce în ce mai aglomerat, asta mă refer, cu toate că... Da, e pentru că există un background, există un anumit fel de educație. Eu nu merg cu bicicleta ca să schimb pe cineva sau să... modific modul de viață al unora, dar decât să stau jumătate de oră în trafic, prefer să stau un sfert de oră, că vorba secretarei lui Bill Gates, domnul Bill Gates poate să cumpere orice, dar nu poate să cumpere timp. Dar zi-mi, te recunoaște, inevitabil te recunosc șoferi în trafic, ai avut vreodată niște incidente, cum s-ar zice, că chiar dacă ești șofer și pieton, tot timpul există, nu știu, râca asta între... Mă, șofer, pieton, bicicliști, motocicliști. Există. Am avut, inevitabil, știi? Am avut și bune și rele. Că, mă rog, eu până la urmă sunt un băiat care a făcut sport, adică dacă mă scoți din minți, pot să răspund. Mă abțin și eu cât pot, dar la un moment dat nu te mai poți abține. Am avut și unele reacții mai deochiate, să spun așa. Oare că te-au recunoscut și așa, sau când te-au recunoscut au lăsat-o mai moale? Nu. Unii da, unii nu. Unii da, dar unii mai arțăgoși, știi? Pentru că până la urmă pleacă din educație, știi? Și oricât ai fi tu de educat în traficul de la noi, la un moment dat îți ieși din pepeni. Corect. Ceea ce, mă rog, nu e ok. Da. Nu e că acum... Face parte din frumusețea țărișoarei astea, cum spun eu. Și asta, până la urmă. La radio te-ai dus cu bicicleta până acum sau nu ți-e teamă să nu întârzi? Nu, eu merg cu bicicleta tot timpul, peste tot. Adică doar când e plouă sau dacă îmi pun un costum pe mine și trebuie să mă duc undeva... Țiplă. Mă rog, e un termen vechi și mă bucur că a rămas. Că țiplă îl foloseau... Da, îl foloseau bunicii. Nu sunt așa bătrână, nu suntem așa bătrâne. M-am rămas așa din generație în generație. Sunt cuvinte care au rămas în graiul românesc, ceea ce e frumos, e ok. Dar cât de mult ai mers cu bicicleta? Că apropo de, uite, de Lucia Mândruță, care și el a promovat foarte mult mersul pe bicicletă și avea o provocare la un moment dat, acum câțiva ani, pe Facebook, să se meargă din București până la mare, pe autostradă. Tu cât ai mers cel mai mult? Măi, nu știu, cred că... Doar adică... aici, prin împrejurim sau da, cu curaj? Nu, prin împrejurim. N-am ieșit cu bicicleta în afara... Dar merg lejer, 20-30 de kilometri pe zi, n-am o problemă. Pot merge, fără probleme. Dar ce a făcut Lucian e... Ce a făcut Mândruță e mișto. Adică au fost la mare, e chiar mișto. Și pe-ai tăi? Aveți toți așa, gangul vostru de bicicliști? Nu, sau cu copiii e mai greu, că ei vor copii... cu scuterul, cu măcar, da, bravo, cu trotineta. Bravo, cu copiii vor mai mult cu trotineta electrică, înțelegi? Da. Așa e generația asta nouă. Dar nu e generație nouă, e o generație și atât. E o generație mișto, să știi. Sunt foarte mulți copii mișto. Asta e o marotă, știi, e un clișeu. Dom'le, tinerii din ziua de astăzi, nu e adevărat, sunt foarte mulți, foarte mulți copii mișto pe care i-am descoperit la radio și nu numai, și în sport. Au niște principii și cred eu că am avea și noi ceva de învățat de la ei, dar e greu să accepti că sunt unii mai buni decât tine. Mai tineri și zici așa, când sunt mai tineri, că e mai tânăr, n-are cum, eu știu că mai bătrân. Nu zic de noi, zic în general concepția. Da, asta e o concepție pe care eu pot să o accept până la un anumit nivel. Dar, repet, sunt tineri, uite-te la, hai să zic, e David Popovici acum, ce scoate copilul ăla, nu în bazin, că în bazin acolo e altceva, da? Ce vorbește el, da? Și mai sunt copii ca el, sunt în muzică,
sunt în pictură, sunt în matematică, olimpiade câștigate, sunt mulți, mulți, mulți mișto, mulți. Și trebuie să pleci urechea dacă, mă rog, ai ceva în cap. Că poți învăța de la ei. Eu am situații în care o sun pe fiica mea mare care are 20 de ani și o întreb ce îi face în locul meu. Și am răspunde, dar am răspunde dintr-o altă perspectivă. Și ceea ce e foarte ok. Dar uite, vezi că nu toți părinții sunt așa ca tine și mă bucur că ai punctat chestia asta, că poate se uită și alți părinți la interviul nostru și atunci îi lasă și pe copii să-și spună părerile și cumva să discute, nu neapărat să bată cu piciorul în pumnul în masă, măi, nu ca mine, ca uite, trecut. E un documentar pe Netflix cu Papa Francisc. E foarte mișto. Îl recomand nu copiilor, părinților. Documentarul începe cu Papa Francisc spunând că el și-ar dori foarte mult ca pe lumea asta bătrânii să stea de vorbă cu copiii. Și nu e treaba copiilor să stea de vorbă cu bătrânii, e treaba bătrânilor să stea de vorbă cu copiii. Și e mișto documentarul și ce iese de acolo e foarte profund. Deci despre asta e vorba. Nu e datoria copiilor să ne asculte pe noi, din punctul meu de vedere. Treaba noastră e să-i ascultăm pe copii. Și dacă îi ascultăm pe copii, o să știm să-i și creștem. Asta e ce cred eu. Nu înseamnă că am dreptate, repet. Corect. Și mai zi-mi ceva, te rog frumos, dacă totuși astăzi este vorba despre Radio Impuls, o vacanță, că tot s-a pomenit vară, vacanța, ați dat și premii. Ai timp și tu de o vacanță? Iei 10 zile, o săptămână? Mai am timp. Eu am acum, mă rog, o parte din ce fac, da, prezenta evenimente. Una dintre evenimente este de alergare montană, pe partea mea de sport. Și am fost în Apuseni și urmează să mă mai duc. Mă duc iarăși în la Smida până august și cred că stau vreo 10 zile pe acolo, așa, ușurel, ușurel. Și vreau să mă duc în partea asta, repet, partea munților Apuseni am explorat-o, dar prea puțin. Rămân pe lângă noi pe aici, pe lângă casă. Dar nu doar prezinți, te și implici activ în tot evenimentul. Adică dacă alergi acolo, tu faci drumeții. N-alerg, nu, nu, mă plimb, dar nu mai alerg. Nu, nu. Merg destul cu bicicleta, joc tenis zi de zi, nu, mi-ajunge. Vă mulțumim frumos. Și eu mulțumesc. Distracție plăcută și să te urmărim acolo pe Instagram, Facebook, să vedem de la eveniment. Postezi și tu sau... Postez, dar mă rog, copiii mai... trebuie să... Mai cu măsură. Postez, dar mai cu măsură. Oricum Instagramul meu, ca să și glumim în final, e o varză în sensul că eu postez ce am eu chef și ce îmi place mie și când am timp. Toată lumea îmi zice, bă, că de ce nu pot? Bă, ăsta-s eu. Și dacă ăsta sunt... Nu mai schimb acum. Nu mai vreau. Nu, dar n-am de ce să mă schimb.